Pe 15 iunie se împlinesc 123 de ani de la moartea poetului național al României, Mihai Eminescu. Primăria și instituțiile de cultură organizează joi, 14 iunie, începând cu ora 19, o manifestare comemorativă. Ineditul acesteia va fi dat de faptul că va avea loc pe timpul nopții, chiar la bustul lui Mihai Eminescu din piața Petru Maior, în fața protopopiatului ortodox. Oamenii de cultură ne invită să ne amintim de marele poet atunci când se marchează 123 de ani de la momentele în care a intrat în agonia morții. Inițiatorul este poetul Laurian Stănchescu. În fiecare an, instituțiile de cultură din oraș nu uită să-l comemoreze pe marele nostru poet, spirit românesc, Mihai Eminescu. Anul acesta, la inițiativa scriitorului Laurian Stănchescu, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, președintele Fundației Internaționale Mihai Eminescu, va fi și purtătorul de cuvânt al Ministrului Culturii, Mircea Diaconu, pentru că va trimite un mesaj însuși ministrul la Reghin. Programul va debuta la ora 19 cu slujba de pomenire oficiată la Biserica Ortodoxă Înălțarea Domnului de către preotul protopop Teodor Beldean. De la ora 20 se vor depune jerbe și flori. Sunt programate luări de cuvânt, proiecții de film, recitări din lirica poetului și interpretări muzicale, iar de la miezul nopții se va sta de gardă în jurul poetului Mihai Eminescu. Este o activitate nouă, inedită, probabil că va deveni tradițională la Reghin. Îi rog pe toți reghinenii, cei care iubesc poezia lui Mihai Eminescu, să fie prezenți acolo la activitatea noastră și, dacă doresc, preț de 5-6 ore, li se pune la dispoziție un microfon, pot citi din versurile lui Eminescu sau pot cânta cântece inspirate din creația marelui poet. De asemenea, noi vom proiecta câteva filme documentare și filmul Un pumn de humă, care evocă prietenia dintre Eminescu și Creangă. Organizatorii sunt convinși că este o comemorare unică în țară. Cele câteva ore nocturne dedicate geniului literaturii române și universale sunt un bun prilej pentru iubitorii creației eminescene de a se desfășura, de a comenta și de a savura opera marelui poet național Mihai Eminescu.